Nivelul zgomotului a crescut peste tot, de la uscătoarele de păr la iPod-uri, trafic sau boxe de date tare, ne expunem urechile în mod constant la un nivel destructiv. Căderea auzului are diferite, totuși, pricini. Una dintre care este și zgomotul puternic la care se implică, în care se implică în transmitere și în percepție tot mecanismul auditiv. Depinde de modul de aplicare sau de modul în care este implicat mecanismul auditiv și durata de expoziție. Un studiu recent realizat a concluzionat că muzica la volum crescut, ascultată în căști o oră pe zi, timp de 5 ani poate cauza tulburări de auz ireversibile. Ar fi bine ca tinerii, adolescenții să știe. Căștile se poate de folosit, să zicem, undeva jumătate de oră, o oră. Și numai cu diapazonul numai mare de 35-40 de decibeli. În caz contrar, poate scădea auzul mai rapid și mai pe lung timp și poate fi ireversibil. Puțini tineri realizează că își pot afecta auzul doar ascultând muzică, în special muzică pop emisă de MP3 player sau iPod-uri la căști. Diferit vârstă poate fi expusă, dar mai mult se expuși elevii, adolescenții, tinerii, organismele tinere, care până când nu conștientizează, să zicem așa, de ce trebuie de păzit, ce e permis, ce se permite. Cum credeți, care ar fi cauzele care duc la pierderea auzului? Probabil și atmosfera mai influențează asupra noastră, eu știu. Eforturile fizice, tot. Ne cuțăm sănătatea și altă cauză. În primul rând, dacă prea tare muzica o asculți, a doilea rând trebuie să te păzești să nu rășești. Nu, și bolile. Mai ales pentru tineri acum ascultă muzică de aceasta, eu pot să spun că atacă nu numai auzul, dar și sistemul nervos, sistemul cardiovascular. Muzica, nu știu precis cum se numește, hard rock, rock, chestii de acestea remixate, toate care au apărut acum și cred că unul dintre, asta este unul dintre dânsa, altul este zgomotul care îl auzim noi în permanență în stradă, făcut de mașini și de mai nu știu ce, muzica pe care merg mașinile la fel este un factor care influențează și avioanele în jurul aerodromului. Potrivit unor cercetări din Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, au arătat că peste 5 milioane de copii și tineri cu vârste între 5 și 20 de ani, care utilizează MP3 player-ul la un volum de peste 85 de decibeli, au prezentat tulburări de auz determinate de expunerea la zgomot. Potrivit unor date preliminare în raionul Florești, sunt la evidență în jur de 300 de persoane cu deficiențe de auz, inclusiv persoanele surdomute.